Ieșenii din Bucium și Bârnova rămân astăzi timp de 4 ore fără gaz metan. Sute de ieșeni rămân fără gaz metan deoarece reprezentanții E.ON Distribuție au lucrări programate de cuplare a unor noi conducte la sistemul de distribuție. Întreruperea alimentării cu gaze naturale are loc între orele 11 și 15. Sunt vizate 35 de străzi din zona Bucium, Bârnova și cartierul I.C. Brătianu. Reprezentanții E.ON recomandă clienților ca, după reluarea alimentării cu gaz metan, să supravegheze focul timp de 30 de minute, în cazul în care se sesizează miros de mercaptan, să anunțe dispeceratul de urgență la numerele de telefon 0800 800 928 sau 0265 200 928. O serie de lucrări ale E.ON Moldova afectează și alimentarea cu apă potabilă în satele Tomești, Goruni, Chicerea și Dealul Doamnei. Alimentarea cu apă este astfel întreruptă mâine până la ora 18.